vrea să vă spun că mă cu de tânăr și de copil eram de 12 ani și avem două vaci. Tata mergea pe șantier dimineața la 4 și m-a ridicat. Eram cel mai mare acasă atunci pe vremea aceea și mi-a luat un acordeon de pe osă, cel mai rău acordeon, că n-aveam parte, eram copii mulți, familie săracă. Și îmi luam acordeonul și mergeam în grad. Și primea mai cântare care am învățat să o pun acordeon, spunea cântarea, ferice va fi de omul care toată viața lui cugetă ziua și noaptea numai de aceea Domnului. Mă rog Domnului, soția mă întreba în zilele acestea, când mă trezesc eu noaptea, să te trezești și pe tine să ne rugăm, sigur, că aștept. Obiceiul nostru ăsta aici, mă mai trezesc de câteodată, mă lasă să dorm, dar mult nu mă mai trezește, că vine Iisus. Și cred că vine El. Cred că vine Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Oh, man.
Oh,
Aleluia!